ce e asta? Băi. Să mișcă! Salutare, fraților, și bine ați revenit la cel mai horror episod pe care o să-l vedeți vreodată. Bă, în cazul în care nu știați, mie pe lumea asta de două chestii mi-e frică. De Dumnezeu și de Paianjen. Bă, și bă, fraților, am intrat pe Deep Web, am făcut reacții la cele mai horror videoclipuri, am sunat la cele mai creepy numere de telefon, însă, bă, toate clipurile astea nu se compară, toate adunate, cu videoclipul pe care o să-l facem astăzi. Mai exact, astăzi am selectat niște filmări și o să reacționăm la cei mai mari paianjeni din lume. Bă, fraților, bă, deci eu am o fobie de paianjeni. Deci, bă, eu când văd un paianjen de la mine, mă cac pe mine. Bă, dar să văd un d-asta. Deci, ca să înțelegeți, eu momentan sunt cu picioarele pe scaun, ca să am o măsură de precauție, în caz că apare un paianjen pe aici, pentru că, boys, mie chiar mi-e frică de paianjen. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și hai să, dacă ne așteaptă bunul Dumnezeu, să începem această reacție, fraților. Însă, vă zic, dacă vă e frică de paianjen cum e mie, nu vă uitați la clipul ăsta, că e groasă treaba. Primul videoclip e ăsta, Huntsman Spider Australia, și are 17 secunde. Oh shit, boys, hai să începem, let's go. Let's go. Oh, mamă, băi, deci, bă, mamă, stai puțin așa. Deci, fraților, în primul rând, nu m-am uitat înainte la videoclipul ăsta, m-am uitat care 17 secunde, dar sper să nu fie vreo fază în care vreun dala îmi sare în față, că, mamă, boys, știu că acum o să se miște sau ceva de genul. Mamă, păi să-l văd eu pe ăsta, mamă, deci mi se face pila de ghine, păi dacă-l văd eu pe ăsta, mamă, deci, mamă, băiți, imaginați-vă să vedeți paianjenul ăsta undeva pe tavanul vostru. Bă, faceți infart. N-aveți ce să faceți, băi. S-ați văzut paianjenul ăsta, v-ați dus instant. Ok. Hai să trecem la următorul clip. Următorul clip care e cu băiatul ăsta. Giant Huntsman Spider from Australia. Deci asta e într-un fel... deci tot un Huntsman Spider. Am văzut că ăștia, Huntsman Spider, ăștia cei mai șmecheri, știi ce zic? Adică șmecheri, că mă cap pe mine dacă îi văd. Șofica, deci nu cred că ăsta lasă să se ducă la el în palmă. Mamă, frățiorul meu. Bă, ce e asta, bă? Bă, ce e asta, bă? Mamă! Bă, băieți, bă! Mamă, să nu sară! Uai, stai să opresc puțin. Mamă, stai să opresc să ne revenim la realitate. Bă, care-i treaba cu băieții ăștia, mă? Și de ce fac chestia asta? Bă! Ok, fraților, foarte ciudat și clipul ăsta este genul următorul, deci vă zic că e nașpa rău de tot. Bă, videoclipul ăsta pe care vi-l arăt acum, poate l-ați mai văzut, e unul foarte popular, pentru că e vorba, deci dacă mie mi se întâmplă chestia asta, vă zic, nici măcar nu mai încerc. Efectiv, băiatul ăsta e un youtuber de ăsta specializat în chestii de genul, cu animale, cu toate astea, fiți atenți, care-i treaba la el? Efectiv, are un paianjen veninos, gigantic, păros, de la nașpa rău de tot, care, fraților, a evadat noaptea. Deci paianjenul lui, boys, a evadat. Bă, mie dacă mi evadează paianjenul, mă cac pe mine. Uitați-vă la chestia asta. Uite, și acum zice el despre ce e vorba. Uite, a evadat de acolo. Nu știu cum a evadat. Uitați-vă, boys, la el. Deci ăsta acum trebuie să-l prindă, boys. Hai să vedem când ajunge să-l prindă. Mamă, să nu-mi sară, uai. Mamă, băi, numai că nu e la videoclip. Deci n-aș putea să fiu față în față. Mamă, fii de că trebuie să le ia cu aia. Hai, frățior, hai că poți. Hai, mă, am o dată. Mamă, mi-e frică mie. Aoleu, mamă, s-a încrutat paianjul. Nu-i bine rău de tot, nu-i bine deloc. Mamă, ai grijă, frățiorul. Mamă, s-a mișcat. Uai, s-a mișcat. Ok, fraților, hai să continuăm. Mamă, bă, deci vă zic, mi-e frică rău de paianjeni. Hai să dacă îl prinde, deci asta e un fel de serial, vă zic. Hai să ne, boys, îl prindeți, frățiorul? Ce credeți, fraților, îl prinde? Wow, nu, că vreau să văd dacă îl prinde sau nu. Deci vă zic, eu trăiesc momentul cu fratele meu, chiar dacă e aici. Deci eu cu frățiorul ăsta trăiesc momentul. Mamă, să nu se miște, să cumva să-mi facă vreo schemă, că mă cac pe mine. Ia să vedeți ce o să facă. Hai, frățiorul, fă ceva. Mamă, dar vedeți cum stă la pe loc opa? Mamă, iar o să se miște, fiți atenți. A, mamă, ce smart! Unde-l bagă, bă, deci știe băiatul, că vă dați seama cu asta se ocupă.
Deci știe ce să facă. Hai mă, du-te înăuntru. Du-te înăuntru, frățiorul. Mamă. Du-te. Dar du-te încet, te rog eu. Mamă, bă, voi vedeți, mă, că până și lui ăsta e frică, bă, tot e frică să dea în el, bă, nu vine să crevă. Așa de veninos și ciudația spunea în jenește, mamă, te rog eu, mamă, băieți, bă, voi v-ați scăcat pe mine de frică. Dă-i. Dă-i tare, frate meu. Dă-i tare, frate meu. Dă-i tare, frate meu. Hai, dă-i, mă, o dată! Ok, a poziționat aia din stânga, așa acum, hai! Ai grijă, ai grijă! Hai, încet, încet, încetișor, hai, te rog eu, așa, așa, încet! Încet, frățiorul! Du-te, mă, hai, mă, încet, hai, du-te! Du-te, frate meu, du-te! Mamă, dă-i! Du-te! Boys! Du-te, mă, hai o dată, mamă, băieți, hai! Hai, mă, pune-l înapoi, frățiorul, pune-l înapoi, te rog eu! Închide-l odată, boys, că dacă el la libertate nu poate să dorm noaptea, știi ce zic, adică, hai! Dă-i acolo, dar de ce are videoclipul atâtea minute dacă îl prinde acum? Aia! Mamă, băieți, nu mă uit, mi-e frică să mă uit, ce s-a întâmplat? Mamă, băieți, a evadat ăla! Uai, nici nu mai știu asta! A evadat anaconda-ul care, că, deci a murit și camera, uai, pe dacă mi se, mamă, stați puțin că mi-am pus picioarele pe jos. Deci, dacă mi se întâmpla chestia asta, mă căcam pe mine. Deci a murit și camera, ia să vedem, mamă, uite la acolo, boys, mamă, dar cum a evadat, bă, mai știți videoclipurile alea de la Life of Luxury, frate, nu știu dacă v-ați uitat. Videoclipurile alea în care ăștia au comandat, nu știu neapărat dacă un spider... sau au comandat o creatură de asta de pe Deep Web, bă, și efectiv spărgea casa. Deci asta, chestia asta chiar îi se înviasă la ăștia. Chiar ies din alea, boys. Deci au forță rău de tot. Nu-i ca un paian și ăsta de dacă îi dai așa să aduci, știi ce zic? Mamă, bă, cum să-l sufli, bă, frățioră, ai o problemă. Bă, ăla e un șarpe, sau care-i treaba aia din stânga? Ia să ne ce se întâmplă mai în față. Nu că mi-e frică. Îl bag acolo. A, fiate, că încearcă să-l bagi acolo. Păi și ce faci, frățiorul, dacă se duce în stânga? Mamă, poate iară evadează. Mamă, hai frățiorul, hai. Uai, băieți, deci eu trăiesc momentul cu el, vă zic. Mamă, ai grijă. Uai, să se mai întâmple ca data trecută. Uai. Mamă, du-te, mă, odată. Mamă, du-te. Ok, s-a pus. Ok, deci a intrat acolo. Acum, tot ce trebuie să facă e să... cum zice, să-l... se pune capac. Dar cum face chestia asta? Cum o să facă chestia asta? Ai grijă, frățiorul meu, să nu cumva să o ia iară la vale. A, ok, deci trebuia să găsească chestia. Uitați unde a pus-o sau care-i treaba? Hai, mă, frățiorul, hai că poți, mă, băi, mă, vezi, mă, ce-i cu videoclipul ăsta, mă? Hai că poți, mă! Hai, frățiorul, că poți, mă, băi, ce-i cu clipul ăsta? Mamă, mi-e frică, nu mă uit. Bravo, mă, bravo, mă! A fost aproape rău de tot. Bă, dar stați, că încă nu a terminat, că acolo e deschis. Trebuie să o închidă pe aia. Mamă, mi-e frică mie. Mamă, mi-e frică mie, vă zic. Închide-mă o dată aia. Gata, mă. A închis-o, boys. A închis-o, mă. Nice, nice. Bravo, mă, frățioro. Bravo, mă, la Sicilia pe frățior, mă, bravo, mă, bravo, bravo, bravo. Bravo, mă, stai naiba acolo, bă, de creatură ciudată, nu mi-l mai arăta că, mamă. Bravo, băieți, a reușit, mă, bă, bravo, mă bucur pentru el. Acum, ultimul videoclip e un fel de short horror film, însă vreau pe bune să vă arăt chestia asta. Deci nu o să ne uităm la tot filmul pentru că mi se pare ceva destul de ciudat. Vreau că până la urmă acest videoclip este despre paianjenul. Uitați-vă, frate, la paianjenul ăsta. Deci vedeți, frățiorul nostru se trezește de dimineață și vede ceva, fiți atenți, guys, și vede asta. Deci uitați-vă la asta, boys. Vede creatura asta. Uite, vede chestia asta, vede creatura asta, pă... Uitați-vă, boys, cum arată!
Păi bă, dacă aș vedea că este asta, nici nu vă mai zic ce s-ar întâmpla, fraților. Ei bine, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, poate să vă placă, eu nu mai fac asta în viața mea. Ne vedem curând cu episodul noi, v-am pa pe toți, pa, pa. Astăzi vă voi arăta animale pe care nu o să le vedeți niciodată la zoo. Ați auzit foarte bine, frați și surori, astăzi facem o nouă reacție foarte specială. Mai exact, băieți și fete, foarte mulți dintre voi mi-ați spus să reacționez la videoclipul ăsta nou de la Descoperă Lumea. Este un videoclip de pe YouTube românesc care se numește Ce animale nu vei vedea niciodată la zoo. Băi, eu zic că o să fie ceva foarte, foarte interesant și bănuiesc că o să aflăm și motivul pentru care nu le putem vedea la zoo. O fi că sunt periculoase pentru oameni sau oamenii sunt periculoși pentru ele sau ceva de genul. Nu știu, urmează să aflăm. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul, fraților, și să vedem ce animale nu vom vedea niciodată la zoo. Sunt chiar foarte, foarte curios. Let's go! Wow, tipul ăsta a câștigat recunoașterea internetului pentru un aspect nu foarte atractiv. Dar despre cine vorbește? Dreaptă. E vorba de unicul și inegalabilul pește fără corp. Chestia asta... Ok, boys, deci se pare că sunt animale ciudate. Hai să vedem. Ca o mâzgă alunecoasă a fost odată expusă într-un acvariu. Dar sub apă, în habitatul său natural, arată ca oricare alt pește normal. Este un locuitor al adâncurilor care trăiește în largul coastei Australiei. Peștele fără corp prosperă la aproximativ 900 de metri sub suprafața apei. Mamă! La aceste adâncimi, presiunea este de 120 de ori mai mare decât aceea cu care suntem noi obișnuiți. De fapt, doar submarinele extrem de rezistente pot ajunge la această adâncime. Această creatură mâzgoasă nu are schelet sau mușchi. În schimb, carnea sa este asemănătoare cu jeleul. Mamă! Fraților, what? Pentru a putea combate presiunea subacvatică extremă. De asemenea, nu veți găsi marele rechin alb în acvariile pe care le veți... Ah, wow! În trecut, mulți au încercat să adauge mari albi printre alți rechini în bazinele lor. Dar asta nu a funcționat niciodată. Aceștia încetează să mănânce și chiar se chinuie să noate. Așadar, nu sunt o afacere profitabilă. Este prea costisitor să țin captivitate un rechin marele alb, deoarece un acvariu suficient de mare va avea nevoie de milioane de litri de apă. Acestora nu le place să stea multă vreme într-o zonă. Preferă apele deschise, unde pot înota pe distanțe mari. Nu am mai... Mamă, fraților! Băi, eu am mai văzut rechin, gen, că astăzi ziceam eu că rechinul marele alb, fi că la gen, nici mai știu că rechin marele alb. Captivitate din anii 1970. Okay. Saola, cunoscută și ca unicornul asiatic, a fost descoperită în 1992. Okay. Trăiește pe versanții munților Annamite, între Laos și Vietnam. Arată ca o antilopă, dar testele genetice au arătat că este mai degrabă înrudită cu vacile. Saola este unul dintre cele mai rare mamifere mari din lume. Studiile estimează că au mai rămas doar între 70 și 750 în sălbăticie. Bro, 70! Da, este un interval destul de mare. Experții nu pot obține însă un număr mai precis, deoarece acestea sunt imposibil de găsit. Doar două au fost prinse și studiate. Mamă, băi, vă dați seama, băi, câte animale mai există. Dacă numai din antilopele astea au fost găsite două, voi dați seama câți mai există. Că astea stau rude și de-astea, adică ruda lor e vaca. Continuăm cu unicornii mării, narvalii. Mamă. Există peste 80.000 de astfel de creaturi, dar sunt încă destul de amenințate. Au un corn lung și gust care le iese din cap. Acest corn ca de unicorn este de fapt un dinte care poate crește până la 3 metri. What? Au un dinte care crește 3 metri? Narvalii aparțin familiei balenelor. Bro, what? Okay. Lor, aceștia nu migrează. Narvalii își petrec viața în apele arctice din Groenlanda, Canada, Norvegia și Rusia. Ei trăiesc până la 50 de ani în sălbăticie, dar nu pot rezista în captivitate. Deci, dacă vrei să vezi unul în viața reală, grădina zoologică nu este locul unde să cauți. Da, mai bine să nu vezi. Mai bine așa. Te uiți pe net, te uiți la mine, voi și le vezi aici. De alte creaturi de pe listă, rândunelele sunt foarte comune. E posibil să recunoști această pasăre. Ok, da, rândunea. Albastre superbe pe care le au de la cap până la coadă. Chiar dacă sunt una dintre cele mai răspândite specii, ele nu sunt potrivite pentru grădinile zoologice. Ele mănâncă în zbor, la propriu, și își prind mâncarea în aer. Motiv pentru care se hrănesc doar cu insecte zburătoare. Au nevoie să trăiască într-un acvariu mare cu mult spațiu de zbor, iar cele mai multe grădini zoologice nu pot oferi asta.
vei găsi o mulțime de gorile de câmpie în captivitate. Nu același lucru se poate spune despre gorilele de munte. Aceste maimuțe au părul mai lung și sunt mai mult cenușii decât maro. Mai există doar aproximativ 1000 de exemplare în sălbăticie, ceea ce le face o specie pe cale de dispariție. Gorilele de munte își petrec de obicei un sfert din zi mâncând. În anii 60 și 70 au existat multe încercări de a le prinde și de a înființa o populație captivă, dar a fost imposibil. S-ar putea să nu reziste inteligente din cauza nevoilor lor alimentare specifice. Fără hrana corespunzătoare, sănătatea gorilelor scade considerabil. O altă problemă ar fi putut fi stresul. În prezent nu există gorile de munte nicio grădină zoologică. Ok. Înapoi în apă, dăm de calamarul uriaș. Un uriaș care a inspirat legendele despre Kraken. Această creatură rămâne totuși un mister pentru oamenii de știință. Mediul lor neospitalier din adâncime i-a făcut greu de studiat. Boys, logic, măi, asta e. Ce-i asta? Logic că nu există cracker sau de-astea, cum îi zice, moștri maritim la zoo, bro. Că ăștia nu sunt gigante, ce-s mai mari ca zoo. Iat. Singurele cercetări pe care le-au putut face oamenii Mamă! De specimene care au naufragiat pe țărm. În 2004, Mamă! Cercetătorii din Japonia au făcut prima poza unui calamar gigantic viu. 2 ani mai târziu au reușit să scoată unul la suprafață. Deci nu e ca și Kraken, dar tot e gigantic. Pentru că ochii lor sunt de mărimea unei mingi de plajă. Mamă. Ei pot vedea lucruri în cele mai întunecate locuri ale oceanului, unde alte creaturi s-ar chinui să vadă orice. Până astăzi, calamarul uriaș nu a fost niciodată prins sau ținut în captivitate pentru a fi studiat așa cum se cuvine. Mamă. În continuare avem cel mai rar mamifer mare de pe planetă, rinocerul javanez. Au mai rămas mai puțin de 70 de exemplare și toți trăiesc într-un parc național de pe insula Java din Indonezia. Dintre toate cele 5 specii de rinoceri, aceasta este cea mai amenințată. Oamenii de știință nu sunt siguri cât de mult trăiesc, dar se crede că undeva între 30 și 40 de ani. Zona în care trăiesc este vulnerabilă la tsunami și sunt de asemenea aproape de mulți vulcani activi. Dacă vreunul dintre ei erupe, rinocerul javanez ar putea dispărea. Mamă, boys, băi! Mi se pare horror când te gândești că un animal ar putea dispărea pe bune și să nu mai vezi niciodată, gen, să nu mai existe. E horror, în fine. O creatură despre care nu ați auzit niciodată este Indri. Nativ din Madagascar, este o primată unică care se bazează pe copaci pentru a se deplasa și trăiesc între 15 și 18 ani în sălbăticie, dar în captivitate unii abia au rezistat un an. Probabil pentru că nu se descurcă atât de bine cu stresul și zgomotele. Da. Se vede pe ei că sunt stresați. Uite-te la ei. Încât nu poate câteva în captivitate. Ok. Animalele nu se reproduc când sunt luate din mediul lor natural. Sunt stresați, bro. Tatul, zâna roz, nu are aripi și nici nu practică magia. Este însă un micuț mamifer cu o carapace roz care poate Doamne fi ferește. Considerat a fi un calorifer viu. Este cea mai mică specie de tatu și își petrece întreaga viață săpând vizuini cu ajutorul ghearelor din față, mai ales pe timpul nopții. Este greu de găsit, dar aminte de prins. Tocmai de aceea oamenii de știință nu au reușit să-l studieze prea mult. Bro. În plus, se găsește doar în partea centrală a Argentinei. Chiar dacă grădinile zoologice sunt pline de insecte rare, o specie pe care nu o vei întâlni acolo este gărgărița girafă. De unde îi vine numele? De la gâtul său extraordinar. De la faptul că arată ca o gărgăriță și arată și ca o girafă. De care se folosește pentru a-și construi cuibul. Nu e nevoie de scară. Ei își petrec majoritatea timpului hrănindu-se cu frunzele unui copac botezat în... Ok, boys, hai zice că la celălalt înțelegeam, dar aici de ce? Deci e o gărgăriță, e o insectă micuță, gen, de ce nu poți? Cinstea lor, copacul gărgăriței girafe. Mai există o altă insectă numită la fel în Noua Zeelandă, dar amuzant este că este vorba de o cu totul altă specie. Direct din cel mai... Păi și de ce, boys? Stai, că deci fix aici nu ne-a zis de ce. De ce? De ce aia? Că na, erau animale, dar sunt insecte, boys. Una nu poți să iei. Pe pământ, iată că vine peștele Melk din groapa Marianelor. Prosperă la o adâncime de 8000 de metri. E aproape aceeași distanță la care zboară avioanele. Doar Mamă. În direcția opusă, evident. Presiunea la o asemenea adâncime e atât de mare încât s-ar simți ca și când un elefant ar sta pe degetul tău de la picior. Au! Prin urmare, peștele Melk nu ar putea supraviețui într-un acvariu.
Bro. Da, iubitor al adâncurilor este caracatița. E interesant, frate, că gen noi nu am noi având în vedere că suntem obișnuiți cu presiunea noastră, nu știu dacă ați notat vreodată la o adâncime foarte, foarte mare, să nu faceți niciodată chestia asta. Eu am mai făcut-o, că eu am fost și în tabără de not, că am fost înotător când eram mai mic, dar să nu faceți asta, gen simți o presiune și dacă duci la câțiva metri, știi? Și ciudat că ei simt o presiune foarte mare și după când ajung sus la o presiune pe care noi o considerăm normală, ei mor. Interesant. Oh, trăiește la adâncimea de 4000 de metri, așa că nu prea se simte amenințată. Așadar, această micuță creatură drăguță nu are o glandă plină cu cerneală ca alte caracatițe care o folosesc pentru a se proteja de prădători. Aparține familiei de caracatițe umbrelă. Poți vedea că tentaculele sale sunt conectate între ele de o pânză de piele. Ah, ok. Aspectul de umbrelă când înnoată de colo. Ah, ok, ok. Am văzut caracatița Dumbo, dar nu pentru că ar fi o specie pe cale de dispariție, doar că nimeni nu poate ajunge la adâncimea aia pentru a se pune cu tipul ăsta. Corect. În ultimul rând, unul dintre cei mai importanti factori pe care trebuie să iei în calcul atunci când vrei să determini dacă un animal poate supraviețui într-un acvariu este dimensiunea sa. Așadar, în cazul balenei albastre, ea ar supraviețui într-un acvariu doar dacă ar fi de dimensiunea unui ocean. Asta era logic, boys, că nu poți să bagi balena albastră în zoo. Un animal atât de mare are nevoie de tone de mâncare. Nimeni nu și-ar permite să o hrănească. Este o specie pe calea de dispariție cu mai puțin de 25.000 de exemplare rămase. Aceste... Voi vă dați seama că rinocerii sunt 70. Mamifere marine migrează pe distanțe de mii de kilometri. Pentru a reuși să facă drumuri așa de lungi, balena albastră este capabilă să doarmă cât în noată. Dar asta pentru că nu e niciodată pe deplin inconștientă. Doar trage un pui de somn în timp ce se deplasează prin apă. Băi, fraților, ok, băi, și aici s-a terminat episodul nostru. Cea mai ciudată parte mi s-a părut asta de la final, aia doarme când merge, nu știu, abar n-am. Frați și surori, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți să faceți chestii la comentarii, eu am fost Marusian, cu v-am pupat pe toți, pa, pa! Băi, Paianjenu s-a blocat sub pielea lui. Băi, a intrat un Paianjen pe sub mână. Astăzi reacționăm la cei mai veninoși și de temut Paianjen din lume. Ați auzit foarte bine, fraților, bine ați venit la un episod cu Paianjen la mine pe canal, în care o să vă arăt niște chestii foarte interesante, cum ar fi că la un băiat i-a intrat, nici nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu băiatul ăla, i-a intrat Paianjenul pe sub mână. Și totodată, fraților, mare spoiler alert, o să avem și un videoclip din România tot cu un Paianjen. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți episoade de genul. Și haideți să începem să reacționăm la videoclipurile astea. Pentru primul videoclip avem o chestie numită Huntsman Spider Nest. Poate vă întrebați ce înseamnă chestia asta. Aoleo, boys, aoleo, aoleo. Deci ce se întâmplă aici? O să vedeți efectiv o hoardă, pot să-i spun, o, nu știu, fi că a fost vreun eveniment la băieți, o adunătură de paianjeni de ăștia Huntsman. În cazul în care n-ați văzut alte videoclipuri de la mine pe canal, băieții cu paianjenii Huntsman, deci paianjenii din Huntsman sunt aia din Australia, cei mai nașpa paianjeni, cei mai horror, deci cei mai nașpa. Haideți să vedem despre ce este vorba. Deci ne vedeți pe frățiorul nostru porc, dar așa la prima vedere frățiorul porc n-are nicio vină. Însă dacă mergem acolo, aoleu, o să nu sară unul. Bă, dar ideea e că sunt micuți, asta este bine, sunt încă puișori, știi ce zic, adică nu sunt de aia răi. Să vedeți că am un videoclip în care un dă la, nu vă mai zic, o să vedeți. Mamă, boys. Bă, dar stați, uite, parcă aici e unul mai mare? A, uite, a zis Big Mama. Deci exact, fraților, mamă, uitați-vă, ăla e ăla mare, băi. Deci ăla e ăla mare, uitați-vă câți pui are. Aoleu! Mamă! Mamă! Mi-e frică de paianjen, în cazul care nu v-ați dat și alte clipuri. Mamă, fraților, bă, dar voi vedeți băiatul ăsta cum bagă camera, cur, bă, nu-i frică, bă, băi, n-are frică de Dumnezeu, frățiorul nostru. Mamă, fraților, deci fiți atenți, stai să ne mai uităm o dată, uitați-vă la Big Mama. Deci aia, o să vedeți mai atent în următoarele videoclipuri, fraților. Însă haideți să vedem prima dată, să vă arăt și o chestie mai mișto. Dacă v-ați gândit că paianjenii poate să fie doar horror, locul pe care, până la urmă, mi l-am imaginat și eu. Uitați-vă ce videoclip am găsit, fraților, cu Lucas Paianjenul, fraților. Uitați-vă la micuțul ăsta, boys. Deci, and met a real life Lucas the Spider. Și a zis că cică au fost la o de-asta natură și au găsit un paianjen pe nume Lucas, cică.
Hai să vedem. Uitați-vă, frați, la rana micuțul ăsta. De unde e? Deci urca naiba să moară băieții. Nu știu ce îi se pare la ăștia așa de drăguț la un paianjen. Dar, bă, mamă, dar e mare. Băi, destul de mare, băi. Credeam că e un micuț. Uitați-vă, boys, la el. Bă, micuțul, micuțul, da. Nu-i chiar așa micuț. Bă, care-i treaba cu... Uitați-vă la el, boys. Ăsta este real life Lucas the Spider. Și că ce specie de paianjen este? Vă dați seama eu la câte specii de paianjen am văzut. Să-mi uităm o dată. Uitați-vă la el. Lucas. Băi. Băi, ciudat rău de tot, fraților. Ciudat rău de tot. Hai să vedem videoclipul ăsta și hai să trecem la următorul videoclip, fraților, care... Na, deci e vorba despre băiatul ăsta, Serum îl cheamă. Serum e un YouTuber care a primit un videoclip la el pe e-mail, fraților. Gen, videoclipul ăsta nu se găsește momentan pe net. E numai l-a primit ăsta pe videoclip în care un paianjen i-a intrat sub ăsta, gen sub mâna lui ăsta. Deci uitați-vă, boys, cum arată. Deci nu vine să cred. Mamă, deci, care-i treaba? Vedeți? Ideea e că acolo are și un punct negru și serumul ăsta zicea că nu înțelegi cum a putut să intre un paianjen sub pielea unui om. E ilogic. Însă vedeți că aici are un punct negru și vă zic eu sincer, fraților, like, cum îi zice, story time real, am avut un tovarăș în clasa 7-a sau 8-a care, băi, l-a mușcat un paianjen. Bă, și probabil noi trăim în România, suntem la oraș, bă, frate, deci vă zic sincer, deci n-arăt pe mine că o să vă arăt așa, deci avea, bă, o atâta, deci gândiți-vă, boys, o gaură așa de mare roșie pe piele, fraților, și l-a mușcat un paianjen care, vorba aia, e România, într-un oraș, știi ce zic, nu suntem în natură, în boschie sau ceva de genul, fraților, adică, băi, nașa dacă te mușcă un paianjen pe bune, știi ce zic. Deci real life story, care s-a întâmplat chestia asta? Uitați-vă, man, cum e. Trebuie să ne mai uităm o dată să vedeți cum stă treaba. Băi, n-aș pară rău de tot, fraților. Iar acum, haideți să vă arăt chestia asta. Asta mi s-a părut cea mai tare. Am găsit un videoclip de la vlog și gaming cu Eliza, băi. Deci după am văzut că e o fetiță sau un băiat, nu știu, român, și l-au găsit și el pe Lucas the Spider. Lucas the Spider ăsta e un fel de meme sau ceva de genul. Hai să vedem cum se joacă micuțul ăsta cu paianjenul. Sau micuța. Lucas? Da, e cute rău de tot. Lucas? Lucas, mamă! Mamă, dar ce mic e, bă, să te spuneți, bă, nu e chiar așa de înfricoșitor, azi, ce mic, dacă e încă de citru micuțul ăsta. Bă! Un paiaje săritor? Nu vine să cred. Hai pe șervețe, mamă, deci băiatul ăsta care, sau sora asta, deci hai zice că e Eliza, teoretic, deci sora asta care filmează are probleme cu paianjenii. Mamă, păi eu să filmez un paianjen așa, fraților, vreau să vedeți viața mea. Bă, Teretina, nu e așa de... Nu e așa de horror, că e un paianjen micuț, mă, n-ai văzut pe lângă mânuța ei cât... E, știi ce zic, eu dita mai mânoiu, normal că... Să mă arăbăi de nu, mamă, ci... Da, e drăguț rău de tot. E mic, stai să vezi că crește mare, sora mea. Hai, hai că crește mare, ne-am dus toți. Deci toți ne ducem. E o specie foarte, e doar mic, nu e specia mică. Stai niște, mamă, dar cum arată. Băi, urâtul, mamă, urâtul, e să moară, băieți. Bă, voi realizați, frate, ia gândiți-vă la asta în variantă mare. Mamă, deci eu vreau. Iară pun picioarele pe scaun. Mamă, care-i treaba, bă, cu videoclipurile astea? Și de ce reacționez eu la ele? E ciudat. Mamă, să uite urât. Mamă, uitați-vă. Se uită, mamă, ce m-am speriat, mamă, și micuța asta s-a speriat. Ce amuzat, mă joc cu paianjenul. Bă, frate, nu e așa horror, vă dați seama că e un micuț, uitați-vă la el, știți zic, adică nu e ceva chiar așa de va, uitați-vă. Gen. Șervețel. Are pe șervețel, da, zic că, eu zic, da, mă, acum vin, știți zic, mamă, era mort, el mort? Are și pânză. Păi... Păi bă, rupe-o dacă are pânză. S-a băgat în struguri. Mamă, nu mai mă în struguri de astăzi. Deci da, scuze-mi, da, că e bine așa. Nu cantează dacă e bărat sau nu. Mamă, da, fraților, deci da. Bă, teoretic, hai să dăm așa un vedere la clipul ăsta. Am făcut eu puțină caterincă că e horror sau ceva de genul, da, bă, până la urmă eu. Deci gândiți-vă dacă fetița aia cum are ea mâna, da? Și vine paianjenul, păi vine așa. Păi bă, vă realizați, uitați-vă la degetul meu mic. Dacă e pe degetul mic, eu venit nici nu ia. Deci tot ăsta partea asta de sus de la degetul mic nu e acaparat paianjenul ăsta. Păi vă dați seama că e cât jumate din unghia mea, fraților. Adică nu e vreun specimen. Deci hai să zicem că trece testul Lucas, micuțul ăsta, dar niciun caz nu e cute. Deci e foarte micuț în cap. Iar acum, fraților, fiți atenți să vă arăt videoclipul ăla de care vă ziceam la început, de am zis că nu vă zic. Bă, deci
Asta este, deci ca să înțelegeți acolo în hoarda aia, dacă n-ați văzut Paianjenul Mamă, uitați-l aici, fraților. Deci acum, hoarda de paianjeni micuți. Bă, și gândiți-vă că odată și odată toți paianjenii ăștia micuți să fie la fel de mare ca ăștia. Deci dacă intră ăștia peste noi, ne-am dus. Mamă, să văd unde asta, că mă cac pe mine de frică. Ideea e că, gândiți-vă că e ținut toată hoarda într-o pânză de paianjen, fraților. Dar uitați-vă aici, mamă. Și aia, deci aia care ține, aia e mama, gen. Paianjenul Mamă, mamă, să nu sară paianjenul Mamă. Mamă, de ce suflă, mă? Bă, stai, băi, bă, băiți, bă, dacă vedeți un paianjen, suflați. Mamă, mamă, mamă. Mamă. Mamă, mamă, nu mai sufla, băi. Bă, nu mai sufla, mă. Tu nu vezi care e ăla? Mamă, mamă, bă, dă asta, întărâtă paianjenul. Bă, n-are ce face, măi. E prea bine să fie în viață, tăi. Mamă, mamă. Ah, gata, doamne ajută. Deci a fost un episod. Ok, fraților, aici o să închid și eu episodul. Deci scrieți în comentarii dacă mai vreți să facem episoade cu paianjeni. Că frățiorul Luca s-a dus, dar ăla era urât rău de tot. Și da, fraților, în continuare nu-mi plac paianjenii, să sunt îngrozit de ei. Scrieți în comentarii dacă vă plac paianjenii sau nu. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem cu un episod de noi. V-am pa pe toți, pa, pa.